Reabilitarea și modernizarea drumurilor sătești din comunele mehedințene reprezintă un pas important spre un județ modern. Arlin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, a depus și susținut în Parlamentul României ample proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din Mehedinți, printre care și în comuna Breznița de Ocol. Actuala guvernare a respins categoric acest amendament. Parlamentarii PSD au propus 87 de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, toate pentru investiții din toate domeniile. Al deputatul PSD Mehedinți a depus și susținut în Parlamentul României modernizarea și reabilitarea drumurilor sătești în satele Jidoștița și Șușița din comuna Bresnița de Ocol. La fel ca și celelalte, acest amendament a fost respins categoric de actuala guvernare și a bugetare la bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în vederea realizării obiectivului, modernizare și reabilitare drumuri sătești în satele Jidoștița și Șușița, Comuna Breznița Ocol, Județul Medinț. 129 de voturi pentru, 212 voturi contra și 3 abțineri. Amendamentul a fost respins. Atunci când vine vorba despre investiții pentru binele cetățenilor, nu ar trebui să se țină cont de culoarea politică, însă majoritatea toxică PNL-USR-UDMR din Parlamentul României nu trece cu vedere acest lucru și se opune în continuare dezvoltării județului mehedinți.